aducerea lui Ruben de Barera este antrenor, a fost o greșeală? Nu, nu. Nu, de ce să, nu trebuie să o luăm de la început ca o greșeală. Nu, eu am vrut un antrenor, mie îmi place, recunosc fotbalul spaniol, am vrut să aducem un antrenor străin, să vină tânăr, pentru că am avut recomandări foarte bune. El a venit, a lucrat, numai că la un moment dat, după o perioadă, lucrurile clar, statistic și cum imaginea echipei și cum arăta, care i-am zis-o și lui, a fost raportul meu care l-am avut în meciul cu Steaua, când am jucat, și meciul cu Dinamo, ultimul, care a fost aceeași imagine pentru mine, unde echipa nu a arătat bine, nu a avut putere, nu a avut personalitate în teren și atunci aceste lucruri sunt, fac parte din filozofia noastră și nu mai se pierduseră și atunci am căzut de comun acord să ne despărțim și să aducem un antrenor cu experiență. Acum să ne vă despărțiți, practic l-ai dat afară. Că nu e să ne despărțim. Am dat afară. Ne-am despărțit, așa cum se rupe un contract de comun acord, ambele ajungând la un acord și o parte și cealaltă, negociind fiecare lucrurile, pentru că n-a mers, n-a mers. Din păcate n-a mers, din păcate n-a mers. S-a așteptat, crezi? Nu cred. A fost foarte surprins de decizie, nu? Da, da, am fost noi convinși. Pentru că și eu și Gică am vorbit cu el și am fost convins și am prezentat argumentele noastre și am luat decizia asta și că bună, rea, nu știm, vom vedea în timp, dar trebuia să facem, am simțit că trebuie făcută o schimbare, să aducem un antrenor cu experiență, la momentul care era un antrenor foarte bun, care are mare experiență și l-am ales pe Mircea. Bun, nu știu dacă ți-aduce aminte, am avut o discuție telefonică după ce l-ai adus. Da. Și eu ți-am zis că nu mi se pare ideea cea mai bună și am avut dreptate. Spunându-ți așa, Gică, nu te supăra, e prea tânăr ca să aibă autoritatea pe care ai avut-o tu. Când tu vorbeai cu jucătorii, toată lumea stătea smirnă. A venit Ruben de la Barera, care, să mă ierți, era nimeni pe lume, jucătorii îl tratau ca atare. Ți-am spus, nu va avea. Era un antrenor tânăr, de mare perspectivă, cu informațiile care noi ne-am informat despre el din mai multe persoane, toți din Spania, care era un antrenor care așa îl vedeau majoritatea, de mare perspectivă și noi cu acest gând l-am adus, numai că la noi există o presiune enormă. E un club în care identitatea noastră trebuie să ai puterea să te impui în teren, să ai puterea să domini jocul, să ai puterea să ai posesie, să ai puterea să, când nu ai mingea, să creezi presiunea adversarului peste tot, să faci ambele faze foarte bine, să te impui, să arăți personalitate în teren și lucrul acesta cred eu că echipa la un moment dat îl pierduse și ne dorim să o recăpătăm.